Bună ziua! Realizăm acest moment unic. Ce te au venit cu istoria ăla? Ce face istoria ăla? Nu? Face bine? Cu ce creion faci? HB. Cu HB, ok. Super. E avansată, măi. Nu ca unii. Lasă că și tu ajungi de urmă. Nu, linie lângă linie. Așa, cât mai aproape, mai compact să fie liniile. Să se acopere albul hârtiei, da? Super, foarte frumos. Bravo. Cum faci? Aici, conturul o să dispară în folosul obiectului, exact, pentru că el e închis obiectul ăsta și obiectul e închis pe un fundal deschis, iar aici obiectul va fi mai deschis pe un fundal mai închis, da? Și atunci obiectul îl lași în pace, dar închis fundalul până la contur, da? Și contur îl dispară. Ne-am înțeles? Păi nu vrei să încerc. Deci, nu ești cu linia de sus în jos, de obicei. Și atunci, lucrezi la fundal. Acoperi scociul doar să se vadă linia, prima dată, asta faci. Și de pe șablon, uite așa faci. În ritmul ăsta, da? A zis că ritmul ăsta trebuie să meargă peste tot. Uite, vezi? Da. Iară. Și mă gândesc la ritmul ăsta. De ce am folosit șablonul drept și n-am folosit șablonul neapărat rotunjit? Pentru că poți să-l sucești. Poți să-l sucești și la mine liniile o să fac curbe, la formă. Și uite, și ca asta o duci până aici. Până aici, așa ce-i faci trebuie. Nu are rost să duci până la ta. 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 Dar și ține până la ta.